Aproape sigur că n-am nevoie de chestia asta. Nu știu ce a venit lângă mine. Anyways, asta este Lightning-ul. Arată foarte mișto în VR. Ui, m-a călcat. Și cockpit-ul arată bine, dar nu-l pot da eu la maxim. Cred că e refăcut după versiunea 1.0. Chestia aia, nu știu ce, un cat. Ne putem plimba prin el. Pur și simplu e o tablă, mă. E o tablă care e în poziția parcată, nu... Avem oxigen. Deci dincolo de FPS-ul mai slab, deci nu se poate vedea vreo problemă nici de super aproape, adică inclusiv acele sunt separate foarte bine. Îți dă o senzație că este refăcut în 3D, dar nu arcade sau cartoonish, ci as best as they could, știi? Ia. Uite, nu există animație pe butonul ăsta. Yoku e foarte mișto. E aproape real, poate un pic prea mult shine. Discutabil. Este efectiv un pic prea mult shine cât să-ți rupă immersion-ul, cum ar veni, să crezi că e real. Gunsight-ul arată mult mai mic decât... Arată mic și în Ildui, dar în VR arată extrem de mic. Nu știu că nu cumva așa era. Tot timpul a părut mic și răsuci greșit. Aici arată ok. Deci așa arată. Și are și niște fire, are un burlan. Alte chestii. Aici e adăugat asta pe perete, nu știu dacă avea ceva în original. Aici e un transponder și un radio cât de cât mai moderne. Switch-uri aici, fuel pumps-urile, gear, astea sunt fuel selector. Fuel selectorile rezerv, sunt pe rezervă. Bun. Asta este radar trim. E destul de bine blinkerul pentru oxigen. Deci e panoul ăla de din fața yoke-ului unde ai baterii și alte chestii. Oil cooler flap. Intercooler. Cockpit light, nici nu știu dacă merge. Tot felul de switch-uri, de exemplu ăsta de aici, de pe stâlpul yoke-ului, este pentru gun sight, dar nu e funcțional în momentul ăsta. Fii atent, aici sunt niște chestii. Push to reset, nu merg astea aici. Radio. De panel light ăsta merge. Glare shield. Foarte mișto arată. Asta e elevator trim. Cum dracu se citește? E linia asta. Elevator, ok. Ok. Propeller pitch vernier. Nu știu ce e, dar nu poți să-l folosești. Asta e friction control. Are control pe propuri electric. Ia uite și este outer wing fuel warning. Și
sau tablet. Poți să mai dai click și aici. Low level test. Și astea nu merg propellerele. Cel puțin deocamdată în versiunea 1.0, 1.1 parcă e. Asta este, deci mă mousele. Asta este eleron booster. Da. Puteva o las mai plimba mult pe aici. E destul de simplist în interior aici, dar gets the job done, mai ales când VR toate neajunsurile sunt exagerate din cauza că, am zis, mă, chestia asta arată enorm în VR. Asta este un pic în aer. Mare, mare avionul. Și niște machine guns. N-are armament, din păcate. Deloc. Nu știu dacă vreodată. Asta este un skin, am impresia, original. Și mai ales în VR se vede rezoluția decalurilor. Dar cred că sunt unii care au făcut decalurile să fie mai mișto. Adică mai la rezoluție mai mare. Am luat câteva skin-uri. Aici, nu știu dacă e chiar așa, cred că erau niște radio-uri ceva în spate. Iar se plimbă ăla, nu? Ok. Putem să închidem carlinga. Dăm un click aici. Clank. Putem să nu să nu verificăm. Are aici o tabletă în care poți să setezi niște chestii. Ai un checklist, parking brake set, engine start, canopy closed and locked, fuel selector reserve, fuel pumps off, throttles cracked. Propellers full forward, mixture idle cutoff as required. Și normal altimeter set. Flaps up aileron booster on. Engine start. Același checklist poate fi făcut interactiv. Asta sunt vitezele, design, cruise speed, knots, nu știu ce, max gear extended. Foarte mișto că ai toate astea. Live data, astea sunt tot felul de informații live, de ce se întâmplă cu motoarele, configurația, cu nu știu ce, which is super cool. Stats, astea sunt ce se întâmplă live, recorded, cum ar veni în ultimele 10 minute. Am dat, nu s-a întâmplat nimic. Loadout, ce a pus să. Și dacă poți să scrii tu. Oxygen. Mouse. The combined drag of two drop tones will decrease max content speed by about 25. Nu știu cum se face. Ai și un autopilot. Ce funny. Toate avioanele astea au un autopilot de genul ăsta. În caz că vrei să te duci să faci nevoile. Așa, și la settings ai, poți să pui și un GPS să se vadă acolo. Gun sight-ul să-l scoți, să-l pui în caz că vrei să fii mai civil. Yoku, dacă vrei să-l, are și un click spot. Use default pilot, are un pilot de VV2, dar e țeapăn, țeapăn, umflat, deci e gonflabil. Pushback, dacă vrei să te împingă în spate, nu prea e necesar. Aici poți să dai asta să fie mai puțin luminos.
și Dynamic Engine Stress și îți arată temperatura, RPM, carb icing și shutdown or temporary failure at any 100%. Deci dacă ai ajuns la 100%, poți să ai câte un failure. Și de aici poți să dai stop tablet. În meniul de checklist al lui Microsoft Flight Simulator au adăugat acum exact același checklist care este și pe tabletă și l-au adăugat în modul ăsta de poți să-l faci interactiv, să vedem. Battery. Battery, uite cum avem un gigel. Uite aici e battery. On. Nu ce țipă ce. Magnetos. Magnetus. Așa, both. Both. Cum Master să Magneto. le punem pe amândouă? On. On. Generators. Generators. Și pe astea le punem on deja. Cred că poți să dai On. și pe Mixtures. cum să mixtures full rich full forward. Uneori nu ia axele la maxim sau Full forward. Fuel pumps. fuel pumps. Deci astea au așa, de aici le dai drumul On. și Left după engine primer. aia le pui pe emergency switch-urile următoare. Lift engine primer, unde e, mă? Așa, ăsta e amuzant. Trebuie în jos prime for 5 second. 1, 2, Hold 3. 2 to 4 seconds. Ok. Right engine primer. Prime pe amândouă. Așa. Hold 2 to 4 seconds. Ok. Left engine starter. Asta trebuie să fie cracked a bit. Așa. E, acum, aici mi-a luat ceva timp. Deci, ăsta este start și ăsta este engage. Left e up, right e down. Deci, left. Engine start. Acesta e starter și acesta e engager. Hold up 5 seconds. Left engine energizer. Hold up to start. Right engine starter. Hold down 5 seconds. Right engine energizer. Down to start. Intercooler shutters.
să sunt off, să spun automatic. Open. Parking brake. Ce să-și facă?
cărlingă. Crezi că vreau să verific dacă chiar îl rămâne. Deci nu că nu cărlingă și dacă mergi prea repede se poate strica. Ok, deci funcționează chestia aia.
arată în sfârșit mare. Nu știu ce, și Nilul 2 pare mic. Și cred că o să iei ok. O să ai un pilot în interior, ca să-ți dai seama exact cum e.
să încercăm o limită, să vedem să opresc moriștile astea sau...
Voilà. Landed, landed. Wow.